Ce este mai plăcut decât ca în acest weekend să facem cunoștință cu poeții mușceleni? De fapt, este recomandarea pe care specialiștii Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpulung o fac prin prezentarea cărții Poezia lirică în mușcel. Recent ieșită de sub tipar, cartea adună între copertele sale peste 200 de autori, membri ai unor cenacluri literare sau ai Uniunii Scriitorilor din România. Antologia a fost coordonată de către poeții Liviu Mățăoanu și Maria Chirtoacă și, spre surprinderea multora, în aceasta se află și poeți mușceleni mai puțin cunoscuți de publicul mușcelan. Nu sunt decât un matelot pe corabia limbii române, înfrunt necunoscutul cu o mână de cuvinte pe care le vor șterge valurile vremii. Totuși va rămâne această hartă și această linie imaginară a poeziei mele cu climă temperat continentală. Poezia face parte din recomandarea de lectură din această săptămână din cadrul Bibliotecii Municipale Câmpulung, volumul Poezia lirică în mușcel, autori Maria Chirtoacă și Liviu Mățăoanu. Volumul reprezintă o interesantă antologie de poezie, conținând elemente din creația literară a peste 200 de autori, care fac parte din cenacul literare, sunt membri ale Uniunii Scriitorilor, sunt poeți consacrați, dar și tinere talente din Câmpulung. Volumul de poezie este structurat în 6 capitole, înaintea cărora este propus și un capitol de lirică veche intitulat Din lirica populară mușceleană, având rolul de a oferi o imagine de ansamblu a trăirilor lirice din această zonă pitorească a țării noastre. Prin urmare, vă invităm la Biblioteca Municipală să împrumutați acest remarcabil volum de poezie mușceleană. Cartea a apărut cu sprijinul Bibliotecii Municipale și al Primăriei din Câmpulung Mușcel și marchează o istorie literară a poeziei mușcelene de aproximativ două secole.